Toată viața am muncit și-am făcut banul cinstit, mă. Am trudit cu greu și chin, nu mi-au căzut din senin, mă. Bine a fost, dar s-a dus la clinica respectivă și s-a distrus acolo la clinica respectivă. Nu trebuia să merg acolo. Asta e. De la clinica aceea s-a distrus. Mai în spital mai sunt 3 persoane cu plămâni sparte și cu același lucru de la clinica respectivă. Își revenise după COVID, dar avea, nu înțeleg că ați văzut... După COVID, nu mai era așa, prin postatul, a avut tratament și a revenit. L-au vrut el să meargă, să se relaxeze, eu ce știu, dar nu pot să înțeleg acolo ce clinică este, nu pot să înțeleg, dar a văzut că are cu inima, nu trebuia să-i facă nimic, să-l trimit acasă și gata. Nu, ce doctor o fi acolo, nu înțeleg, nu știu. Distruse, murită, ceva ore. Să spun, sunt răbășit, nu vine să cred. Nu vine să cred că am pierdut unul dintre cei mai buni prieteni. În joi, în jurul orei 20-30 de minute, ne întorceam de la București, eu am mai întârziat un pic, el ajunsese în Craiova și îmi spunea că e drumul destul de aglomerat și nu mai scăpăm o dată de Balșul ăsta și de intrarea în Craiova în jurul orei 18-19-20, e foarte mare aglomerație. Și atunci mi-a spus că pleacă și am zis, bă, dar și tu n-ai de lucru, zic, dar ce ți-a venit? Nu, Costele, că vreau să mă refac 20 de zile, vreau să stau acolo... După COVID-ul ăsta vreau să plămânii să mi revigorez. Habar n-am ce clinică, ce și cu ce, dar când am aflat astăzi că este rău, nu mi-a venit să cred. Am aflat de la domnul profesor Gușman că după prima ședință s-a simțit bine, apoi a mers seara în cameră, în jurul orei 1-2 s-a simțit, a început să se simte rău, la 3 am înțeles că a venit cu salvarea, l-au dus. Se părea spre dimineață că e mai bine, de la ora 13 lucrurile au început să se complice și iată că s-au complicat atât de tare încât știi și tu foarte bine că ne-am străduit să facem tot posibil să-l aducem în capitală. Aveam promisiuni mâine dimineață la prima oră că elicopterul va fi acolo și îl va aduce dacă va rezista. Din nefericire, inima lui Petre n-a mai rezistat și a plecat dintre noi. A plecat dintre noi. Atât numai, scuzați-mă. La un moment dat n-am mai răspuns la el pentru că țineam legătura cu domnul profesor Gușman, cu tine, chiar că ne-ai întins o mare, mare mână de ajutor. Ai fost alături de noi în toate aceste ultime ore critice și am făcut tot posibilul să-l salvăm. Din nefericire, nu s-a mai putut face nimic, Dumnezeu l-a luat acolo. Probabil că a considerat că e mai multă nevoie de el acolo, printre sfinți. Este cumplită vestea. Am înțeles într-un final că rezolvase cu elicopterul pentru mâine dimineață, cu smurdul, să-l aducem, dar când deja se rezolvase, mă sună Doru, impresarul, și spusă Steliana, nu mai faceți niciun demers, că muri Petre. Cum să moară, măică? Muri Petre. Joi ne-am întâlnit la filmare. Joi am fost la filmare împreună cu Costică Ienceanu. Și atâta am râs. Deci nu avea nicio problemă. Nu ne-a arătat că avea o problemă. Mă luase cumva așa de mijloc și se electrocutase cu mine și acum fac legătura cu ce spuneți cu anticoagulantele. Mă gândesc. Și se electrocutase și îmi zice, măi, m-am electrocutat și mi-a dat sângele, uite cum îmi curge sânge de la deget. Dar eu zic, păi cum să doar de la electrocutat? Zice, dar ai vreun bol să mă înțep? Nu, nu-mi prind brâul la costum cu bol. Deci, ați văzut cum ne electrocutăm așa când ne mai atingem de
unul de altul și suntem încărcați mai mult. Și s-a electrocutat de hainele mele și a început să-i curgă sânge din degetul mare. Da. Pusesem împreună înainte cu o săptămână la o altă emisiune și după emisiune îmi spune, o chiar citesc mesajul. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru tot. Îi mulțumesc că vă am pe voi prieteni sinceri și talentați și adevărați. Mă simt minunat în prezența voastră. Pusesem cu Mariana Căpitănescu, cu Constantin Enceanu, eu și Petrică. Pusesem într-o emisiune unde cântam live și ne citram și era o emisiune de divertisment. Ei, cum să te desparți joi de el? Cum să te desparți și să auzi după aceea că bunul nostru și coleg și prieten nu mai este deci. Imaginați-vă ce gol imens când noi o să ne ducem toți trei unde și locul lui va fi gol acolo, el nu este. Deci era atât de bun, era atât de generos. Am ajuns să vorbesc despre Petrică la trecut. Era atât de generos și sărea în ajutorul tuturor celor care îl solicitau. Știți, să mergem, ce facem acum? Mai mergem sau suntem mai selectivi? Și a zis, eu nu mai merg. Este ultima mea, joi așa mi-a spus, este ultima mea filmare la care particip și vreau să mă ocup și de mine. Doamne. Deci v-a spus că e ultima vreau filmare, da? Vreau să mă ocup, da? Și de mine. Este ultima mea filmare. Nu merg. Încercați și voi să nu vă mai duceți în perioada asta. Ultima mea filmare. Vreau să mă mai ocup și de mine. Și chiar a fost ultima filmare, doamna Sima. Și chiar a fost ultima filmare. Și când mă uit la fotografie, când mă uit, am făcut împreună cu el și cu Ieșanu de acolo o fotografie. Sunt vreo 8 ani de când am fost pe la dumneavoastră. Sunt? Da? Țineți minte. Am cântat pe niște remorci. E, vezi, s-a schimbat și primarul, s-a schimbat și situația. Da. Mă bucur că sunteți în număr mare în această minunată zi de sărbătoare și a zis să fiu alături de dumneavoastră, avem formație extraordinară, colegii mei de la Doina Gorjului, 1 și 1, aplauze. Și avem aici un fiu al satului, băiatul prietenului meu, Hilie, care din păcate nu mai este printre noi, dar spre final am să-i dedic o melodie așa în amintirea lui. Că atunci când eu m-am angajat la Doina Gorjului a fost un sprijin pentru mine și îi mulțumesc pentru asta. Și ca să nu mai ținem așa vorba, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dat. O să vă invit și la joc. O să și jucăm, o să cântăm, o să ne batem, o să facem de toate. De la... Doamne, viața-ți mulțumit că mi-ai dat ce mi-am dorit și poate te-ai mânia de ți-aș mai cere ceva, mă. Tu mi-ai scos norocul în drum după sufletul meu bun și mi-ai dat un mir în frunte, o viață să și noroc și sănătate și acum ne am de toate. Mi-ai făcut viața un cântec, mi-ai dat raiul după suflet și noroc și sănătate, acum ne am de toate. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu stâlă degeaba. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu stâlă degeaba. Zi-mă!
așa. Pentru băieții trecuți de 60 de ani. Casa mea, dar că am trecut tinerețea, mă. Eu am fost mână de fier, știe Dumnezeu din cer. Am de toate în casa mea, dar am trecut tinerețea, mă. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu stânger degeaba. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu stânger degeaba. Nici lumea să-mi părățesc, mă. Ani înapoi să-i număr, să mai fiu cum eram tânăr. Dar tinerența mea bună, văd cum scăpă din mână. Cât te faci, Doamne, pe lume, toate plac că le faci bine. Numai un lucru te-aș ruga, lasă-mă măcar așa, mă. Cât te faci, Doamne, pe lume, toate plac că le faci bine. Numai un lucru te-aș ruga, lasă-mă măcar așa, mă. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu stânger degeaba.